Am observat pe Dumnezeu cum avertizează pe oameni de faptul că El este la controlul întregului spațiu, a întregei vieți și orice creatură este înaintea lui Dumnezeu un posibil mijloc pe care El să-l folosească, atât pentru salvare, cât și pentru amenințare și chiar pedeapsă. Nimic nu este greu pentru Dumnezeu și nici nu este ceva care îl poate împiedica pe Dumnezeu să împlinească ceea ce a spus. Pe de o parte, este împlinirea făgăduințelor sale pentru copiii săi. Pe de altă parte, el își poate împlini avertismentul. Biblia vorbește foarte categoric despre puterea lui Dumnezeu, asupra căreia noi trebuie să privim cu atenție și de multe ori cu seninătate. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de timp, nu are nevoie de spațiu, nu are nevoie nici de mijloace, pentru că la Dumnezeu totul este posibil. În ocazia aceasta, o să vedem cum Dumnezeu continuă să-și împlinească făgăduința de eliberare a poporului evreu, în ciuda tuturor piedicilor pe care Satana le pune prin faraon, considerând că îl poate împiedica pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Un lucru este foarte sigur, și anume faptul că Satana poate să amâne cel mult cu îngăduința lui Dumnezeu realizarea unui lucru, la fel ca și omul. Omul poate să amâne intervenția lui Dumnezeu în viața sa, poate să amâne omul intervenția Duhului Sfânt în cercetarea vieții sale și în transformare, însă Dumnezeu are răbdare, are îngăduință și tot ceea ce se pare că este piedică, Dumnezeu poate să transforme în oportunitate și în binecuvântare. Continuăm cu momentul în care Dumnezeu este hotărât și decis pentru ca să le elibereze pe poporul Israel. Am lăsat în urmă ocazia trecută modul în care Dumnezeu a folosit cenușa pentru a aduce o plagă destul de dureroasă, de data aceasta nu pentru vite, nu pentru animale, ci pentru oameni. Aceasta, dacă vă aduceți aminte, era o exprimare a lui Dumnezeu a modului în care a văzut toată suferința poporului evreu, chinuiți și asupriți pentru a face cărămizi, pentru templele faraonului, pentru palatele lui, posibil și pentru templele idolilor. În condițiile acestea, locul în care faraon și egiptenii se arătau ca fiind stăpâni, locul acela a devenit un mijloc, prin cenușa propriu-zisă, un mijloc pe care Dumnezeu a folosit-o pentru ca să atragă atenția prin durere atât lui faraon, cât și vrăjitorilor lui și tuturor egiptenilor. În mod special, același loc care a fost mijlocul prin care s-a produs durerea de către Dumnezeu pentru împotrivitorii lui, nu a putut să atingă ținutul Gosen unde se găseau copiii lui Dumnezeu. Începem acum o altă dimensiune, o altă plagă și vom vedea cum de data aceasta Dumnezeu folosește spațiul, cerul, dacă putem să zicem așa, pentru ca să fie mijlocul în care bătălia lui cu zeii egipteni se dă și acolo unde va fi înfrângerea, cu siguranță, a zeilor. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aron, așa cum spusese Domnului Moise. Am citit la plaga aceasta a șasea, pentru prima dată, faptul că Domnul a împietrit inima lui Faraon. Am vorbit în ocazia trecută și am pus special versetul acesta repetat pentru ca să înțelegem ce înseamnă că Domnul a împietrit inima lui Faraon. Dumnezeu nu a început lucrul acesta
și nu a făcut ca împietrirea inimii lui Faraon să fie de la început. În primele 5 plăgi, de fiecare dată se spunea că Faraon și-a împietrit inima, văzând că lucrurile care l-amenințau au trecut, simțindu-se eliberat, liber și protejat de data aceasta, considerând că nu va mai reveni aceeași plagă, Faraon și-a împietrit inima, bazându-se pe mândria sa, pe orgoliul său și pe faptul că este acum eliberat. Însă, de fiecare dată când Faraon și-a împietrit inima, în realitate, trebuie să înțelegem că el s-a împotrivit semnelor clare și minunilor pe care Dumnezeu le-a manifestat în mod vizibil pentru el și pentru egipteni. Însă, chiar și bunătatea lui Dumnezeu, îndelunga lui răbdare, toate au un sfârșit. Pentru că și răbdarea lui Dumnezeu se sfârșește. În cartea lui Iov, Elihu, unul dintre prietenii lui, Elihu are o exprimare foarte interesantă, asupra căreia de asemenea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Dumnezeu vorbește o dată sau de două ori unui om. Și cu siguranță Elihu limitează intervențiile lui Dumnezeu probabil doar la cele vizibile, la cele speciale pe care Dumnezeu le trimite. În realitate, Dumnezeu vorbește în tot timpul omului, încercând să îl facă pe om să se întoarcă spre ascultarea lui Dumnezeu, motivul pentru care oamenii nu ascultă de Dumnezeu este de multe ori mândria, datorită mândriei omului. El știe ce este mai bine, el știe ce trebuie să facă, el hotărăște ceea ce va alege și în condițiile acestea, în loc să se supună poruncii lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu, intervenției lui Dumnezeu, omul se împotrivește. Dar când ajunge la o limită pe care Dumnezeu o consideră că a depășit-o, atunci Dumnezeu nu mai are milă cu el, ci trimite avertizmente. Întotdeauna Dumnezeu aduce judecata împietririi atunci când inima nu vrea să plece, să se plece înaintea lui cu toate mărturiile clare. Acesta este motivul pentru care inclusiv Lucifer și demonii săi, Satana și diavolii, vor suferi pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că împietrirea inimii lor necesită judecata și condamnarea lui Dumnezeu. De data aceasta însă Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Am ajuns la a treia și la ultima serie de plăgi. Spuneam că sunt trei serii de câte trei plăgi. Apoi urmează a zecea, care se încadrează într-un alt criteriu. Din nou, Moise va trebui să meargă dis de dimineață la Faraon și să-i vorbească. Moise de trei ori își va ridica mâna și toiagul și va chema să vină judecăți direct din cer. De data aceasta nu va mai face Aron. Ce timp îngrozitor va fi pentru lumea noastră atunci când Dumnezeu va lăsa să vină aceste judecăți peste ea, prin cele 7 plăgi din Apocalipsa. Dumnezeu însă nu va trimite aceste plăgi ca oamenii să se mai pocăiască, pentru că harul s-a încheiat. Dumnezeu va trimite cele 7 plăgi din Apocalipsa pentru vremea sfârșitului, pentru ca să devină vizibile stricăciunea oamenilor și în același timp puterea lui Dumnezeu. În același fel, observăm că acum lucrurile în Exod se petrec la fel. Dumnezeu promite și îl avertizează pe Faraon că se va ocupa mai îndeaproape de el, de casa lui.
ați observat, împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi, poporul tău, ca tu să știi. Intenția lui Dumnezeu cu aceste urgii nu este și n-a fost niciodată intenția de a distruge Egiptul. Dumnezeu îi spune lui Faraon într-un mod foarte clar, dacă aș fi vrut să o fac, nimic nu mi-ar fi putut sta în cale. Am vrut însă să vedeți cine sunt, să vedeți ce am putere, că am putere să pedepsesc și am putere să salvez. Se pare că motivul pentru care Dumnezeu insistă este faptul că Faraon nu a fost deloc sensibilizat de suferințele poporului său, nici de propria nenorocire. Faptul că nu te sperie propria durere, faptul că în jurul tău și în tine însuți simți pedeapsa și nu iei o atitudine de schimbare, nu te oprești, înseamnă o atitudine de împietrire a inimii destul de avansată. Imaginați-vă de pildă un om care continuă să fumeze, îi se pune un diagnostic foarte periculos, îi se atrage atenția că este în ruină sănătatea și este amenințată viața, iar el continuă să fumeze mai departe. În același fel, Faraon se comportă. În plaga șasea a fost lovit și el cu durere, cu rănile acelea care se umflau. Acum, Moise a primit poruncă din nou să se înfățișeze încă o dată înaintea lui, să-l avertizeze de alte manifestări supranaturale, de data aceasta și mai înspăimântătoare. Spune-i lui Faraon, a zis Dumnezeu. Asta înseamnă că Moise trebuia să repete aceeași solie, exact în aceleași cuvinte ca înainte, arătând că Dumnezeu nu se schimbă. Aș dori aici să fac o prezentare și o precizare extrem de interesantă și importantă pentru noi. Pentru că este posibil ca la un moment dat să deschizi Biblia și să găsești în mare cam aceleași texte. Să auzi din partea lui Dumnezeu o predică, să auzi cântări pe același subiect. Vreau să spun că nu este o coincidență, nu este doar o potrivire, ci în aceasta, când vezi că mereu și mereu aceleași cuvinte ți se spun, când vezi că Biblia îți arată aceleași versete, aceleași așteptări din partea lui Dumnezeu, aceleași chemări sau aceleași avertizmente, este foarte important să știi că ești la un anumit prag pe care dacă îl vei depăși, viața ta va lua o întorsătură pe care nu mai poți controla. Nu te mai poți schimba. Și cu cât lucrul acesta este mai repetat, cu atât amenințarea este mai sigură și avertizarea se va împlini foarte curând. Dacă pot folosi imaginea aceasta la o mașină, mașina care are senzori de parcare, cu cât te apropii de impact când mergi cu mașina spre parcare, cu cât te apropii mai mult, cu atât sunetul este mai strident, mai frecvent și neîntrerupt. După ce înainte ți-a repetat, piuind din ce în ce mai rar. În același fel, Dumnezeu se poartă cu noi și îl vedem pentru a șaptea oară. Pe Dumnezeu îl trimite pe Moise cu aceeași solie, chiar dacă nu a fost anunțată de fiecare dată. Totuși, prin pedeapsa respectivă, prin plagă, Moise are aceeași solie de transmis. Dumnezeu nu se schimbă. Oricât de puternică ar fi împotrivirea ta, Dumnezeu va birui. Mai bine te oprești. Și la un moment dat o să vedem cum consilierii lui Faraon îi spun, nu vezi că piere Egiptul? Lasă-i să plece. Nu vezi? Da, Faraon vedea, însă nu înțelegea. Datorită faptului că împotrivirea repetată
a fiecărui om față de chemarea lui Dumnezeu va duce la o împietrire și odată nu mai poți sesiza, nu mai poți analiza, nu mai poți să vezi realitatea din viața ta și din jurul tău. Solia aceasta se pare că este mai lungă, cel puțin ca înregistrare în Sfânta Scriptură. Ea nu a fost egalată de nicio altă avertizare din cele de mai înainte. Pentru că această solie conține avertizări menite să-l impresioneze chiar pe cel mai împietrit păcătos. Este o adresare directă împotriva inimii tale. Toate urgiile mele le voi trimite, spune Dumnezeu. Aceasta înseamnă forța deplină a urgiilor trimise de Dumnezeu. Și Domnul îi amintește lui Faraon că l-ar fi putut distruge atât pe el cât și pe egipteni prin urgiile anterioare. Însă a avut un motiv prin care puterea lui Dumnezeu le-a cruțat viața, atât a lui Faraon cât și a egiptenilor. Dumnezeu dorește să-și răspândească faima pe întreg pământ. E adevărat că prețul acesta n-ar trebui să fie plătit. Și prin ascultarea de către Faraon și a egiptenilor, faima lui Dumnezeu ajungea la aceeași dimensiune a cunoașterii. De ce trebuie să plătești prețul durerii pentru ca Dumnezeu să-și prezinte slava? Pentru că ar putea să o facă prin eliberare, prin vindecare, prin salvare, prin mântuire. Acum, Faraon putea să se aștepte la urgii de o intensitate mai mare și într-o succesiune rapidă, toate îndreptate în primul rând spre spiritul împietrit și încăpățânat al lui Faraon. Domnul s-a folosit de Faraon ca exemplu despre a înțelege ceea ce se întâmplă cu cineva care este hotărât să se împotrivească puterii lui Dumnezeu. Și atunci când cineva este hotărât să se împotrivească lui Dumnezeu, păcatul hulii, păcatul de neiertat, este foarte aproape. Pentru că în urma deciziei de a-ți asuma orice risc, dar hotărât să nu-l asculți pe Dumnezeu, prin aceasta izgonești pe Duhul Sfânt și nu mai are nimeni care să te ajute să te întorci la El. După ce inima lui Faraon a fost împietrită, urmează judecățile definitive și ultime. De acum încolo, este ultima avertizare pentru Faraon. El nu va mai fi atenționat. Se vor succede una după alta, cu o repeziciune și cu o duritate incomparabilă cu ceea ce a fost până acum. De data aceasta nu mai este lovită lumea din jurul lui Faraon. Nici măcar camerele lui de dormit nu mai vor fi invadate de broaște sau de păduchi. Acum toate se adresează inimii lui. Pentru că Faraon ajunge încet, încet sub judecata directă a lui Dumnezeu, fără mijlocitor, fără protecție și fără milă. Te-am lăsat să rămâi în picioare dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Aici, cuvintele acestea mă ajută să înțeleg mai bine ca oricând ce înseamnă expresia din psalmi. La tine este iertare ca să fii de temut. Dumnezeu spune că am trecut pe lângă tine. Te-am ocolit în mod special. Te-am lăsat să rămâi în picioare. Am trimis ciuma la animalele tale. Pentru că am vrut să vezi puterea mea. Am vrut să cunoști numele meu. Aceasta înseamnă că această putere care te-a ocrotit are și puterea de a te salva. Dar dacă refuzi, aceeași putere
te va distruge. Ca să vezi puterea mea, spune Dumnezeu. Și continuă să explice motivul acesta pentru care nu l-a nimicit încă pe faraon. Deși încăpățânarea lui atrăsese de mult o astfel de pedeapsă. Motivul prezentat aici, după cum observați, este dublu și Dumnezeu îl exprimă într-un mod foarte categoric. Mai întâi, Dumnezeu dorește ca faraon să poată experimenta și să ajungă să recunoască puterea adevăratului Dumnezeu, să fie constrâns în mod repetat să-i dea slavă lui Jehova. Există două posibilități prin care poți să vezi puterea lui Dumnezeu. La cei din afara ta, la cei din jurul tău și în tine. Dacă nu înțelegi din ceea ce se întâmplă în jur, vei fi nevoit să-L determini pe Dumnezeu să îngăduie să se întâmple și cu tine aceleași lucruri. Dar în același timp, puterea adevăratului Dumnezeu o poți vedea în salvarea celorlalți. Poți să vezi puterea salvatoare a lui Dumnezeu în mila Lui, în providența Lui. Și aceasta ar putea să exprime și dorința ca aceeași putere să vină și în sufletul tău. Al doilea motiv este ca numele lui Dumnezeu să fie cunoscut pe tot pământul. Din nefericire, lucrul acesta s-a întâmplat, iar faraon a fost obligat să admită și nu o singură dată doar, ci în repetate rânduri, nu doar superioritatea puterii lui Dumnezeu, ci și dreptatea lui. Dar la ce folos dacă doar conștiința i-a spus lucrul acesta și inima nu i-a dat voie să se manifeste cu supunere și cu ascultare? Într-adevăr, grandioasele evenimente care au precedat și au însoțit ieșirea, eliberarea, au ajuns să aibă faimă mondială. Până astăzi se vorbește despre ele și neamurile din jur au cunoscut lucrul acesta. Însă, în mod foarte ciudat, egiptenii, în mândria lor, nu au consemnat nimic din întâmplările exodului, din plăgile lui Dumnezeu și n-au lăsat nicio urmă înscrisă, așa cum aveau ei obiceiul să facă, pe monumentele lor. Pentru că mândria i-a oprit să facă lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că n-a existat. Dumnezeu continuă, pentru că este un mesaj mai lung de data aceasta. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l lași să plece, iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui până astăzi. Dacă te mai ridici, înseamnă că Dumnezeu îi mai acordă o șansă, o nouă clipă de har, un ultim ceas. Prin aceasta, înțeleg că Dumnezeu îi spune lui Faraon că ar fi putut să evite dezastrele majore care au căzut atât asupra lui cât și asupra poporului său. Este un ultim ceas pentru fiecare om. Este o ultimă șansă. Dar știți care este neplăcerea? Pentru că nimeni nu poate să înțeleagă care este ultimul ceas. Faraon mai are încă ocazia să hotărască el însuși dacă va conlucra cu Dumnezeu pentru salvarea lui sau dacă nu, și atunci vor veni judecățile. Acum însă este anunțată judecata prin grindină. Grindina înseamnă că moartea și pierderea coboară direct din cer, peste țara Egiptului. Același lucru va fi în ceasul încercării pentru lumea aceasta când harul se va închide. Ploaia cu piatră de un talent, spune cartea Apocalipsei, va lovi și va distruge pe toți cei care nu au sigiliul lui Dumnezeu pe caracterul lor, pe fruncile lor, care n-au semnul lui Dumnezeu primit și acceptat.
Este vorba aici despre o grindină îngrozitoare. Iov, stând de vorbă cu Dumnezeu, primește întrebarea aceasta din partea lui Dumnezeu, cu care vrea mai înainte să se certe. Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremuri de strâmtorare? Vremurile acestea de strâmtorare sunt vremurile Apocalipsei. Repet, va ploua cu grindină a cărei greutate este specificată în Apocalipsa de un talent. 20-25 de kilograme, aproximativ, are un talent. Dumnezeu păstrează grindina sa. Ar putea să o păstreze acolo pentru totdeauna și să chiar să distrugă cămările zăpezii și ale grindinei. Dacă n-ar fi nevoie să pedepsească, dacă n-ar fi împotrivirea oamenilor, grindina nu și-ar avea rostul. Dar el o păstrează. Ce ar trebui să fi înțeles faraon când a văzut grindina peste țara aceea frumoasă, ca o grădină? Țara aceea cu binecuvântări dependente de Nil, binecuvântări care se revărsau asupra pământului și făceau ca oamenii și faraon să se uite mereu spre Nil, mereu în jos spre pământ, legându-și inima de pământ și neintenționând să se uite spre cer, pentru că ei nu așteptau binecuvântările cerești. Așteptau binecuvântările Nilului care se revărsa. În Apocalipsa 16 se vorbește despre pedeapsa pe care Dumnezeu o păstrează din cămările grindinei din cer, ca mărturie a puterii sale prin judecățile care vor veni asupra oamenilor. Dar cum răspund oamenii la aceasta? Apocalipsa răspunde: în urma grindinei nu s-au pocăit de faptele lor, ci din contră, au hulit pe Dumnezeu. De ce? Pentru că împietrirea inimii, odată cu realizarea păcatului de neiertat, conștiința nu mai funcționează cum trebuie. Nimic nu mai poate să fie influențat de Duhul Sfânt. Mâine, la ceasul acesta, spune Domnul prin Moise, voi face să bată o piatră așa de mare, cum n-a mai fost niciodată în Egipt. Faptul că a fixat timpul pentru începerea acestei plăgi avea să dovedească regelui că Jehova este Domnul cerului și al pământului, că forțele naturii, toate obiecte ale idolatriei egiptene, erau creaturile puterii sale și supuse voinței sale. Interesant că Dumnezeu stabilește timpul pentru ca nu cumva să fie o coincidență. Dumnezeu ar fi putut acum, când voi ieși de la tine, va începe piatra. Dar lasă un timp, un timp de răgaz. Și timpul acesta de răgaz nu este pentru împietrirea inimii, ci este pentru cercetarea de sine și pentru întoarcerea la El. Departe de a fi în stare să ajute, elementele acestea, privite de egipteni ca zeii ai lor, erau sub controlul Dumnezeului, vrăjmașilor lor. Acum El le va folosi ca instrumente pentru pedepsirea celor care se închinau la ele. Cât de mult detestă Dumnezeu idolatria. Ploaia și mai ales grindina sunt relativ rare în Egipt. În Cairo sunt numai două ploi pe an. Iar la sud de Cairo, ploaia este un eveniment și mai rar. Uneori nu cade timp de ani de zile niciun strop de ploaie. De aceea este de înțeles că o furtună cu grindină pentru egipteni a fost o experiență atât de extraordinară încât să fie considerată ca un act de pedeapsă divină, anunțată și avertizată mai înainte. Versetul 19
ne spune încă un element, ne arată încă un element de har. Puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Acesta este motivul pentru care piatra nu cade acum la cuvântul lui Dumnezeu, ci cade mâine. Pentru ca oamenii să gândească, să hotărască, să aleagă și să aibă timp să se protejeze. Este o avertizare în timp și cu milă încă din partea lui Dumnezeu. Însă, a șaptea plagă, care este aceasta despre care vorbim, provocată de inima împietrită a lui Faraon, probabil că ar trebui să fie cea mai mare uimire și consternare generată în Egipt. Pentru că ploaia și grindina, însoțite de tunete și de fulgere, sunt întâmplări foarte rare în Egipt. Este o climă liniștită. O piatră așa de mare, a spus Dumnezeu, cum n-a fost în Egipt, deci la întemeierea lui. O furtună în care se amestecă elementele și este doar atât de groaznică, însă atunci când pietrele de grindină, de dimensiuni imense, când tunetele izbucnesc și sunetele, zgomotele se amestecă, iar fulgerele vor mătura pământul cu foc, așa ceva nu poate fi comparat cu nimic și este doar o dovadă a intervenției divine. Totuși, puneți la adăpost turmele, spune Dumnezeu. Chiar în plină judecată, Dumnezeu a mai dovedit îndurare. Îi avertizează pe egipteni despre soarta lor iminentă și îi sfătuiește să se apere pe ei, cât și proprietățile lor, turmele lor. Puneți-le la adăpost. Dacă faraon și supușii lui ar fi primit avertizarea dată cu atâta îndurare, viețile multor oameni și ale multor animale ar fi fost cruțate. E adevărat ceea ce spune Dumnezeu. Nu vreau moartea păcătosului. Nu pentru aceasta îngăduie Dumnezeu necazuri și neajunsuri în viața noastră. Nu. Scopul lui este de a aduce salvarea, de a ne salva, de a-L cunoaște și de a-L asculta. Moartea vitelor este asociată cu atacul lui Dumnezeu asupra zeiței egiptene a vacilor. Această zeitate era însărcinată cu creșterea și cu alăptarea regelui, ca și zeița femeilor, a fertilității și a iubirii. Însă cu acest nou atac, Dumnezeul israeliților și-a demonstrat încă o dată puterea asupra oricărei zeități păgâne. Versetul 20 chiar ne arată un element care ne bucură. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Pentru prima dată se face o precizare a faptului că egiptenii au învățat să se teamă de Domnul. După cât se pare, efectul plăgilor de dinainte îi convinsese treptat pe mulți dintre ei că Dumnezeul evreilor era într-adevăr un Dumnezeu atotputernic. Probabil că ei încă nu-L cunoșteau pe singurul Dumnezeu adevărat, doar pe unul care era făcut să fie mai vrednic de respect decât zeii lor. Însă Dumnezeu recunoaște lucrul acesta ca o manieră posibilă, minimă, de apropiere de El. Vom vedea odată cu ieșirea evreilor o adunătură de oameni care nu erau evrei și se pare că e posibil dintre aceștia să fie fost cei care au părăsit Egiptul după plaga a 10-a. Mulți egipteni trebuie să fi ajuns la concluzia că ar fi în folosul lor
să se unească cu evreii disprețuiți și să tragă foloase cel puțin dintr-o credință cu numele față de Dumnezeul lor. Este prima indicație aici despre disensiunea dintre egipteni. Până acum erau uniți. Tot poporul egiptean a participat la omorirea pruncilor. Toți egiptenii erau împotriva evreilor și alături de faraon. Acum însă nu mai putem vorbi despre unitate în opoziția lor față de izraeliți. Unii dintre slujitorii lui faraon au profitat de avertizarea dată de Moise și au adunat în case vitele și păstorilor în așteptarea furtunii ce avea să vină. Avertizarea fusese făcută public cu privire la furtună iminentă. Vitele par să fi fost trimise la păscut atunci când pășunatul era sigur și vitele erau pe câmp. Cea de-a șaptea plagă, ploaia de foc și piatră, a sfidat funcțiile și puterile lui Nut, zeița cerului, a lui Osiris, zeul fertilității, și a lui Set, zeul care patrona furtunile. Din nou, triburile lui Israel au fost protejate. Pentru că scopul catastrofelor permise de Dumnezeu este acela de a-i face pe oameni să-și amintească de prezența Lui. Nu doar pe cei care suferă, ci și pe aceia care sunt protejați. Dacă nu vom lua aminte la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vom fi nevoiți să suferim și noi ceea ce Dumnezeu a făcut ca să nu simțim, pentru că întâi ne cheamă, ne avertizează și apoi îngăduie asupra noastră durerea. Spre deosebire de aceea din versetul precedent, cei care nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. În timp ce unii au crezut și-au pus animalele la adăpost și-au fost salvate, probabil că pentru unii dintre egipteni, Moise și Aaron trebuie să fie apărut ca și Lot în fața ginerilor lui. Știți că ginerii, când l-au auzit pe Lot că va fi foc peste cetatea Sodoma, s-au uitat la el și au crezut că glumește. Este foarte grav dacă egiptenii mai luau în glumă cea de-a șaptea amenințare pe care Dumnezeu o trimitea prin Moise. Și aceasta arată o stare de împietrire în care schimbarea este foarte grea. Dar lăsându-i puțin pe egipteni deoparte, întrebarea este ce facem noi? Pentru că Domnul spune că în zilele din urmă vor fi vremuri mai grele decât cele ale Sodomei și Gomorei. Știm că peste Sodoma și Gomora a plouat cu foc și pucioasă. Aceasta înseamnă că și pământul va fi distrus cu tot ce este pe el, cu toți cei care nu vor fi primiți sigilul lui Dumnezeu. Va fi mai rău decât la Sodoma și Gomora? Credem noi lucrul acesta? Și probabil că suntem de acord că Dumnezeu poate să facă așa, pentru că a făcut-o și a demonstrat-o. Însă, ne punem la adăpost? Ne punem și familiile noastre la adăpost de pedeapsa lui Dumnezeu? Luăm aminte la vremea pe care o trăim? Vedem în ceea ce se întâmplă în jurul nostru numărul mereu crescând al sirenelor salvării care sună mereu, mergând în alarmă, în viteză, pentru salvare. Vedem în lucrul acesta avertizări din partea lui Dumnezeu și faptul că suntem liniștiți și în siguranță, prin experiența trecută și eliberați de Dumnezeu de această boală. Ne punem la adăpost?
Sigur că nu vorbim aici despre adăposturi antinucleare sau adăposturi antiincendiu de oricare altă natură. Vorbim despre adăpostul sufletului nostru care se află în Domnul. Și dacă vreți, ceva la care să ne gândim împreună este primul verset din Psalmul 91. Acolo este vorba de cel care stă sub ocrotire, sub ocrotirea celui preanalt și de cel care se și odihnește la umbra celui atotputernic. Una este să stai la umbra celui atotputernic, să te odihnești la umbra celui preanalt și altceva este să te odihnești. Întreacă-te, din când în când, când ești obosit, atunci să apelezi la Dumnezeu. Aceasta nu este adăpostul sufletului în care trebuie să fie în permanență. Versetul 22, Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și are să bată piatra în toată țara Egiptului, pe oameni, pe vite, pe toată iarba de pe câmp, în țara Egiptului. Întindeți mâna spre cer. Acțiunea de a întinde mâna spre cer era potrivită, pentru că plaga avea să vină din cer. Mâna lui Aron fusese întinsă asupra apelor, într-un fel asemănător pentru prima și a doua plagă, apoi asupra țărânii pământului pentru plaga a treia. Dar grindina este declanșată când de mâna și toiagul puternic al lui Moise. Și când Moise face lucrul acesta pentru că s-a supus poruncii divine, focul și grindina împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Moise nu întinde amenințător toiagul spre Dumnezeu, ci îl întinde solicitând din partea lui Dumnezeu acceptarea împlinirii a cuvântului pe care l-a spus mai devreme. Dumnezeu face din nori nu numai depozitele sale de unde aruncă ploaia asupra pământului, ci și locul de unde atunci când vrea poate să scoată arme de distrugere în masă cu care să lupte cu dușmanii. Dumnezeu însuși vorbește despre comorile de grindină, le-am amintit, pe care le-a rezervat pentru ziua bătăliei și a războiului final. O să vedem cum această grindină a ucis bărbați cât și vite, a doborât nu numai ierburile, ci și copacii. Dumnezeu are îndrumarea norilor însărcinați și îi face să plouă sau să arunce grindină peste un oraș, peste altul, fie să arunce ploaie din milă, fie să arunce piatră ca semn al judecății. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului, de când este el locuit de oameni. Focul se amestecă cu piatra? Focul este împreună cu apa? Pentru că piatra nu este decât apă solidă. Poate face Dumnezeu ca cele două care se resping, cele două care nu pot fi la oaltă, piatra și focul, să vină împreună, să se amestece? Începând cu plaga a șaptea, din momentul acesta, Moise este singurul trimis al lui Dumnezeu. Îi cheamă pe delegații izraeliților. Faraon însă încă trimite după Moise și după Aron. El îi vrea pe amândoi, pentru că el îi consideră pe cei doi cu care a avut de-a face pe vremea când au început plăgile. Acum, însă Moise devine purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în fața regelui și executorul judecăților divine. Îl vedem pe Moise, care pare că și-a pierdut timiditatea. Nu mai este temător. A devenit campionul neînfricat pentru cauza lui Dumnezeu. Și așa a rămas până la sfârșitul vieții.
Deși fusese prezisă numai piatră, în climatele calde o furtună cu grindină este însoțită de obicei de fulgere și de tunete. Manifestarea fenomenelor electrice, descris aici, foc care cădea pe pământ, pare să fi fost ceva surprinzător și unii consideră că ar putea să fie vorba aici despre meteoriți care, incandescent în căderea lor, se amestecau cu piatra, cu grindina. Sigur că imaginea este groaznică. Dacă ne putem închipui așa ceva, ne apucă groaza despre ceea ce urmează să se întâmple nu foarte târziu. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și afrând toți copacii de pe câmp. Oricât ar fi putut fi de teribile fulgerele, piatra a produs o distrugere mai mare. În conformitate cu avertizarea dată, păsorii și vitele care au rămas pe câmp au pierit. Dar plaga aceasta a nimicit și toată iarba. Aici însă trebuie să facem o precizare că toată iarba nu are sensul absolut, deoarece vom vedea în capitolul 10, cu versetul 5, o parte din vegetație afectată de lăcuste. Aceasta înseamnă că a scăpat. Este posibil ca toată iarba aceasta să se refere la cereale și la pomi fructiferi. Este posibil însă, în același timp, ca zona respectivă, fiind îmbibată de apă și într-un climat călduros, să poată să crească mult mai rapid și să se refacă. Pentru că spuneam și cu altă ocazie, plăgile n-au fost după o zi pe alta, ci au fost cu timp suficient între ele, pentru ca Dumnezeu să dea răgază oamenilor, să analizeze, să se gândească, să hotărască și să dorească să nu se mai întâmple alta. Versetul 26 ne dă asigurarea, probabil că este singura liniște din tot tabloul acesta al distrugerii prin foc și piatră. În ținutul Gosen, numai acolo, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatră. Salvarea acelor oameni era din nou o problemă de credință. Cei care au crezut cuvintele lui Moise s-au pus la adăpost. Au pus la adăpost și ceea ce aveau ei. Cei care au făcut așa au fost salvați. Cei care nu au vrut să creadă au fost loviți de această piatră și de foc, cum niciun om nu mai văzuse. Plăteau prețul necredinței lor. Credința și necredința vor avea parte de răsplată. Dar aceasta va fi distinctă pentru fiecare. Cine crede în cuvintele Domnului va avea parte de mântuire. Cine nu crede va avea parte de distrugere. În tot timpul urgiei, Dumnezeu a cruțat ținutul Gosen. Este o promisiune și pentru noi astăzi. Cei care sunt ai lui Dumnezeu sunt salvați. De aceea trebuie să ne asigurăm că suntem ai Lui, că suntem acolo unde este El, de partea Lui, nu doar cu vorba, ci cu trăirea, cu caracterul, cu asigurarea și cu acceptarea Lui. Evreii erau ai Lui Dumnezeu prin legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Dar spre deosebire de evrei, cu noi Dumnezeu a încheiat un legământ prin Domnul Iisus. Întrebarea cu care vreau să rămânem este dacă noi credem în acest legământ și dacă mai suntem încă
în legământul acesta pe care l-am făcut cu Domnul Iisus sau pe care l-am primit din partea Domnului Iisus. Pentru că nu este suficient ca Dumnezeu să încheie legământ cu noi. Trebuie ca și noi să încheiem un legământ cu El. Pentru că numai atunci când este reciproc, legământul este funcțional. Dintr-o parte, legământul nu are valabilitate. La ce folosește într-o relație de familie când unul rămâne fidel, iar celălalt calcă legământul? Răul, cu siguranță, va fi pentru el, pentru cel care păcătuiește prin călcarea legământului. Odată cu această urgie, se va petrece o modificare importantă în comportamentul lui Faraon. Și o să-l vedem într-o manieră deosebită, cu siguranță profund afectat, oarecum, de focul și de piatra care au lovit și au distrus ceea ce era în jur. Dar aceasta vom vorbi despre a data viitoare. Deocamdată lăsăm pe Faraon să privească tulburat ploaia și focul care se amestecă și aduc prăpăd ca răspuns la împietrirea inimii lui.